Deci, dumneavoastră? Vă salut în cadrul concursului național, etapa interviului pentru selectarea judecătorului Curții Europene a Drepturilor Omului. Vă prezint componența comisiei. Fadei Nagacevski, Pavel Abraham, Vasile Bolea, Dinu Plângău, Ian Feldman, Oleg Rotari, Sergei Țurcan, Mircea Rășoru, Tamara Kishkadoneva, Luiza Gafton, Mariana Timotin, Angela Motuzoc, Gheorghe Leucă, Emanuel Ploșniță, Violeta Cojocaru, Stanislav Pavlovski, Iulian Groza, Nicolae Cheleș. Secretarul Comisiei, Doina Maimescu. Vreau să vă întreb dacă aveți recuzări în privința membrilor Comisiei. Mulțumesc, n-am recuzări. Atunci vă explic care sunt, cum urmează să vă faceți prezentarea. Aveți 5-7 minute la dispoziție pentru a vă face prezentarea generală, după care vor urma 6 întrebări la care urmează să răspundeți în termen de 2 minute pentru fiecare întrebare. Ulterior vor fi discuții libere de circa 15-20 de minute, unde vom verifica cunoștințele dumneavoastră lingvistice. Avem și specialiști în domeniul limbii franceze și limbii engleze. Totodată vor urma și anumite întrebări de concretizare din partea membrilor comisiei. Aveți microfonul. Succes! Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte al comisiei. Bună ziua la toată lumea. În primul rând, aș vrea să mulțumesc membrii comisiei pentru timpul care l-au dedicat studierii candidaturii mele, dar și pentru această ocazie de a avea un interviu la distanță. Poate nu e un format care mă avantajează, deoarece comunicarea, în mod normal, cea mai mare parte e cea non-verbală, însă în condițiile epidemiologice actuale, pentru mine era practic imposibil să fiu prezent fizic la Chișinău. Sper să nu avem surprize tehnice. Mă numesc Marin Gurin. Sunt jurist de profesie cu o bună experiență profesională în domeniul protecției și promovării drepturilor omului. Cred că experiența mea poate fi rezumată în două mari părți. Prima ar fi experiența mea de contencios în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Și a doua ar regrupa activitățile mele în calitate de expert, de consultant juridic și formator. Ca urmare, consider că îndeplinesc niște condiții esențiale pentru a fi judecător la Curtea Europeană. Eu am identificat 3 dintre aceste abilități și aș vrea să mă expun pentru la fiecare în parte. Prima pentru mine ar fi cunoașterea sistemului convenției, cum funcționează curtea, cum funcționează grefa curții și activitatea jurisdicțională care rezultă. Timp de 4 ani cât am activat la curte, am redactat 10 de proiecte de hotărâri și decizii, sute de comunicări adresate guvernului, mai multe note de procedură, rapoarte de cercetare în drept național și internațional. De asemenea, am asistat judecătorul raportor în cameră, la ședințele camerelor. Dar activitatea mea nu se reduce, în acest domeniu nu se reduce doar aici, deoarece eu cunosc îndeaproape și problemele și lucruri care îl face guvernul în acest domeniu, mai ales prin intermediul agentului guvernamental. Cred că această dublă experiență unică în felul său îmi permite să pot face o analiză a cazurilor, aspecților din mai multe perspective, astfel făcând să avanseze protecția drepturilor omului. O a doua abilitate care este esențială pentru mine este nu doar cunoașterea funcționării sistemului convenției și a Curții Europene, dar în genere a sistemului instituit de Consiliul Europei, de sistemul instituit în domeniul protecției drepturilor omului de către Uniunea Europeană și, în general, a dreptului internațional public.
Eu sunt membru a Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței. Este un organ al Consiliului Europei foarte cunoscut și mult apreciat pentru expertiza pe care o deține în domeniul non-discriminării. De asemenea, am participat la reuniunile unul din cele mai importante comitete din a Consiliului Europei, este vorba despre Comitetul Director al Drepturilor Omului, CDDH. Pe de altă parte, am fost consultant strategic în mai multe misiuni a Uniunii Europene. A treia abilitate care este importantă pentru mine sunt valorile personale ale candidatului care ies din activitățile sale și din reputația profesională. Eu nu sunt o persoană care doar își câștigă viața din promovarea și protecția drepturilor omului. Nu odată am oferit consultații juridice gratuite în domeniul convenției, nu odată am fost formator pro bono la diferite seminare și cursuri de pregătire, de asemenea am fost voluntar într-o organizație non-guvernamentală în domeniul protecției drepturilor emigranților. În ceea ce ține de reputația mea profesională, consider că întotdeauna am dat dovadă de o bună reputație și nu o consider dar eu, acest fapt este confirmat într-o oarecare măsură și de certificatul care mi-a fost eliberat de Curtea Europeană când am încheiat activitatea, dar și de o descrisoare de apreciere din partea misiunii Uniunii Europene, EUTM Mali. Cred că aceste calități ar permite unui candidat care va fi selecționat să activeze cu succes la Curtea Europeană și să fie apreciat atât de colegi cât și de membrii GREFI. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. Pe Gurin și noi vă mulțumim. În continuare vor fi formulate întrebările. Începem cu domnul Ilian Groza. Domnul Gurin, cum considerați că ar urma să fie tratată corelarea dintre drepturile fundamentale concurente de acces la informații în interes public și dreptul la viața privată? În cazul persoanelor cu care dețin funcții publice și în raport cu persoanele care nu dețin astfel de funcții. Dacă pot să repet întrebarea, nu știu dacă am auzit-o foarte bine. Întrebarea consta în aceea cum analizez dreptul la accesul la informații pentru persoanele care dețin o funcție publică și pentru persoanele care nu au funcție publică. Dacă înțeleg corect informația, e vorba despre informații despre viața privată a persoanelor. Domnul Gurin, am să precizez. Este vorba despre o speță de rezolvare a unui test a proporționalității între două drepturi concurente. Dreptul la acces de informații și dreptul la viața privată. Și întrebarea mea este cum dumneavoastră ați trata, ați rezolva acest conflict între aceste două drepturi. Într-un caz concret, când e vorba despre acces la informații publice care vizează persoane cu funcții de răspundere, cu funcții publice și persoane care nu au astfel de funcții. În raport cu dreptul la viață privată. Mulțumesc. Această speță a fost de mai multe ori abordată de Curtea Europeană. Dacă vreți, era vorba chiar și despre un caz privind principele Monaco despre viața sa privată în calitate de persoană și în calitate de persoană publică. Pentru mine sunt două drepturi concurente, deci trebuie, cum face curtea analiza, se analizează dacă există o ingerință în viața privată, desigur, dacă această ingerință era legitimă, dacă era prevăzută de lege, și după care se vede, se calculează sau se analizează proporționalitatea ingerinței.
Desigur că proporționalitatea, aici vine cam diferența cea mai mare, proporționalitatea este diferită pentru persoanele care dețin funcții publice și persoanele care nu dețin aceste funcții. Din ce cauze? Deoarece se consideră că într-o societate democratică bazată pe lege, cetățenii trebuie și pot să aibă acces la informații despre persoanele care îi guvernează sau care activează pentru binele lor, să spunem. Deci, marja de apreciere, dacă doriți, în cazul dat a statului, în cazul persoanelor publice, este cu mult mai mare și el poate să lase această ingerință să fie în viața privată a persoanelor cu funcții publice destul de importantă. Ceea ce privește persoanele care nu dețin funcții publice, aici lucrurile se schimbă și se analizează dacă este un interes public și dacă acest interes ține de calitatea persoanei. Atunci când ea nu are nicio calitate publică, în principiu, marja de apreciere a statului și dreptul la ingerință este limitat. Dacă aveți careva precizări? Eu vă mulțumesc, doamnă Tamara Chișcodoneva. Stimate domnule candidat, am și eu o întrebare către dumneavoastră. Cum ați procedat dumneavoastră în cazul următor? Când un judecător din Moldova vă adresează întrebări cu privire la modul de aplicare a convenției? Mulțumesc. Atunci când un judecător din Moldova mă întreabă cum se aplică convenția, desigur că mă voi strădui să-i răspund în măsura posibilităților. Nu văd o problemă de a explica care e modalitatea de aplicare. Desigur, dacă aceste întrebări nu țin de un dosar concret sau de careva lucru secret al curții sau care nu trebuie să fie cunoscut de alții. Dar totodată aș putea să-i sugerez domnul judecător să se adreseze curții, prin intermediul Curții Supreme de Justiție, de exemplu, se poate formula o cerere pentru Curtea Europeană care poate să interpreteze o anumită problemă. Este vorba despre protocolul numărul 16, care a intrat în vigoare și deja instanțele naționale au această oportunitate. Și plus la aceasta mai este și rețeaua a curților naționale, unde iarăși pot fi formulate anumite întrebări dacă acestea există și dacă ceva nu este clar. Mulțumesc! Ție, domnul Pavlovski? Da, am și eu o mică întrebare. După cum noi am observat în ultimul timp, perioada care trece după depunerea cererii până la comunicare ajunge până la 7-8 ani. Și chiar și după finisarea tuturor procedurilor, până la pronunțarea soluției instanței, curții, trece 3-4 ani, 2 ani, ajunge până la 10 ani. Am avut un caz când după finisarea procedurilor și până la pronunțare, au trecut 10 ani. Cum credeți aceste perioade de timp? Sunt rezonabile? Și dacă nu, cum vedeți soluționarea posibilă la aceste întrebări, aceste probleme? Desigur că nu sunt rezonabile, de acest lucru e conștientă și curtea și organele care a Consiliului Europei care reglementează lucrul, de exemplu, ar fi Comitetul de Miniștri, toți înțeleg că termenul nu este rezonabil. Problema este că, și asta a fost discutat și la diferite conferințe care doriți, Izmir, Interlaken, Bruxelles și așa mai departe. Problema este că curtea a făcut eforturi colosale pentru a scăpa de backlog, adică de cauzele care se acumulase, și ei au scăpat de cauzele vădit inadmisibile, ceea ce se numesc cazurile de judecător unic.
Deci acum nu mai există, practic, cazuri de judecător unic care să fie pe agenda curții. Ele cum vin, se numește one in, one out, cum vin, ele sunt tratate, sunt respinse. Dar au rămas cazurile la care vă referiți dumneavoastră și e vorba despre cazurile care au o șansă, o vădit o șansă de succes, adică cauzele care se consideră de cameră. De exemplu, în cazul Moldovei, din câte știu, sunt 300 de cauze care sunt comunicate guvernului și undeva 700 de cazuri care se consideră că au o șansă de a găsi o violare, deci 1000 de cazuri. Pentru 5 juriști cât avem acum la curte, este imposibil să fie tratat foarte rapid acest volum imens de lucru. Dacă doriți, pe an nu se rezolvă mai mult de 100 de cazuri. Deci trebuie cel puțin 10 ani, fără ca să ținem cont de cazurile care tot vin și vin. Problema, cred că curtea, cum o spune și o știe foarte bine, ar fi deja să rezolve cazurile la nivel intern. Deci sunt necesare căi de atac la nivel intern, ca mai mult să se implice actorii naționali și ca să fie cumva eliberată curtea de această povară. Pentru ei, pe moment, este imposibil să o rezolve. Mulțumesc, domnul Plângău. Domnule candidat, bună ziua. Dați-mi, vă rog, un exemplu de caz concret din biografia dumneavoastră care considerați că a fost un eșec sau care a afectat sau putea să afecteze reputația dumneavoastră profesională și cum ați reușit să depășiți acest moment. Da, mulțumesc. Întrebare complicată. Când eram jurist la curte, am făcut mai multe, cum v-am mai spus, am redactat mai multe proiecte de hotărâri și decizii. Și într-un moment dat am fost invitat în biroul grefierii adjuncte a secției, care acum este de altfel grefierul șef a curții, doamna Maria Elena Țirli, și care mi-a spus că nu este satisfăcută de calitatea redactării mele. Desigur că nu am primit-o foarte bine, deoarece am avut mai multe proiecte care au trecut în cameră, care au fost aprobate de judecători, de curte și n-au fost probleme. Și dumneai, când mi-a spus aceasta, m-am gândit că trebuie să analizez, să văd ce se poate de făcut. Am înțeles că trebuie să lucrez mai mult asupra proiectului, dacă vreau ca să nu mai am obiecții. Am urmat cursuri. Cursurile au fost ținute chiar de ea, deoarece sunt cursuri de redactare care pot să le faci în cadrul grefei. Dublat eforturile și în foarte scurt timp, cred că o lună, două, n-am mai avut obiecții pe tot parcursul cât am rămas la curte. Domnule Abraham, vă rog. Distinsă domnule candidat, am văzut că aveți preocupări deosebite și experiență, așa cum v-ați exprimat până acum, în ceea ce privește atât Curtea cât și Consiliul Europei. De fapt, ați făcut o ordine prioritară în expozeul dumneavoastră inițial. Aș dori în acest context, dacă puteți să ne exprimați punctul dumneavoastră de vedere cu privire la interpretarea restricțiilor ale activității politice a străinilor, în sensul convenției, vă precizez și articolul 16, care tratează punctual câteva probleme. Care este opinia dumneavoastră și dacă în practica CEDO există asemenea situații, mai mult sau mai puțin în etapa actuală? Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Ceea ce privește restricția activității politice a străinilor, deja s-a... Eu nu cunosc cazuri la CEDO. Articolul 16 este unul din, cred că, cel mai puține aplicate. Din ceea ce cunosc, ar putea să fie o problemă de discriminare.
Vă spun asta și ca membru din partea Comisiei Europene împotriva rasismului și intoleranței.